Hai să ajungem la 40.000 de like-uri și la acest video. Bună, eu sunt Mimi și astăzi sunt aici cu Cristina Almoșan. Hello guys! Și astăzi o să facem un challenge pe care nu l-a mai făcut nimeni niciodată, pentru că suntem super, super originale. Dacă ați văzut voi pe cineva care a mai făcut ce-i face dacă în România, spuneți-mi în comentarii, dar gen prefer să nu mi spuneți, că îmi place să cred că este originală. V-am cerut vouă întrebări pe Instagram cu ce ai face dacă. Eu cu Cristina o să răspundem la ele și o să vă spun și de unde mi-a venit această idee super originală. Eram în mașină cu prietena mea cea mai bună și jucam ce ai face dacă în drum spre București, veneam de la Brașov. Prima întrebare este de la Dana Bacinski, care ne privește din umbră acum. Hey, și ne întreabă ce ai face dacă ți-ar zice ai tăi că ești adoptată. I-aș iubi și mai mult, poate de atât. Și probabil că mi-aș căuta părinții. Dar doar așa, să văd cine sunt și care au fost motivele pentru care m-au abandonat. Eu probabil aș face un video dramatic pe YouTube și aș face o grămadă de vizualizări. Și asta, corect, da! Ce-i face dacă ai putea retrăi momentul primului sărut? Ai retrăi? Da, l-aș retrăi, da, a fost super magic. Eu nu l-aș retrăi. De ce? A fost horror? Da. De ce? A fost stupid. Am zis asta într-un vlog, eram la mine acasă, acum un milion de ani, era petrecerea mea de 12 ani și am făcut petrecere în pijamale cu fetele și le-am spus că eu m-am sărutat cu mulți băieți și că dacă vor le învăț și pe ele. Nu cred! Și toate au vrut. Așa. Și m-am sărutat cu gen 7 fete într-o seară ca să învăț să sărute și eu nu știam să sărut, dar măcar am învățat să sărut în seara aia. Ai învățat și tu și încă alte 6 da. Sau 7 fete. Și după primul meu sărut cu un băiat a fost cam obligat, gen l-a obligat prietena mea cea mai bună să sărute cu mine. Pe bune? Da, dar era blond și avea ochi albaștri. Hei! Avea viitor. Și un frate geamăn. I-a zis că, uite, am o prietenă care e super îndrăgostită de tine, este la mine în clasă, nu o știi, dar o să o știi, vrei să fii cu ea? Și le-a zis, păi, dacă e frumoasă, da. Și după am apărut eu și a avut o mare dezamăgire și s-a despărțit de mine după ce ne-am sărutat. Seamănă că ceva n-a funcționat bine cu cele 7 prietene. Sau eram eu mică și urâtă. Erai urâtă când erai mică? Da. Pe bune? Da. Nu eram urâtă, că se ia mama de mine acum. Eram un copil normal. Ok. Ce-ai face dacă ai fi cu best friend în parc și ar veni crush, te salută și apoi îi cere numărul lui BFF? Ok. Mi s-a mai întâmplat, deci probabil n-aș fi surprinsă. Mie nu mi s-a întâmplat, dar îi l-aș da. Găsesc alt crush, e ok. Da, de cine poate să fie atât de deosebit încât să mă crizez? M-aș obișnui cu ideea că e mai frumoasă cu mine și hai. O să mă iubească și pe mine cineva la un moment dat, chiar dacă sunt mai urâtică. Ce-i face dacă te-ar săruta Shelly? Shelly e drăguț, doar că e mult mai mic decât mine, dar e drăguț. Păi și ce-i face? L-ai săruta înapoi? Da, l-aș săruta înapoi, da. Shelly, call me. Și eu cred că aș face același lucru. Am ok, mișto, mie îmi place de Shelly. Da, e drăguț. E și smart, e drăguț. Mm-hmm. Carismatic. Carismatic, da. Da. Atât tot că e mic. Ce îi face dacă ar trebui să te căsătorești cu un băiat bogat pe care tu nu îl placi? Nu m-aș căsători cu cineva pe care nu-l plac. De ce? Pentru bani? What Dar the fuck? Trebuie. Gen, trebuie să te căsătorești. Ce faci? Ok, mă căsătorești și-l omor, simplu. Și iei toți banii! Și iau și toți banii. Nu, îl omor, dă-l în puii mei. Cine și de ce să mă oblige să mă căsătoresc cu el? Nu! Cred că o să fac și eu același lucru ca și tine. L-ai omorât? Da. Da. Păi de ce să nu-l omor dacă am ocazia? Intră la pușcărie. Eu? Dar nu eu, el s-a sinucis. Ah! Gen, nici nu știu cum a murit, așa, chiar nu știu. Da, ai dreptate. Mă, că nu sunt fată proastă, știu cum să fac să omor un om. Ce faci dacă îți prinzi iubitul cu alta? Bună întrebare, ia să vedem ce faci, Cristian. Îl părăsesc, pur și simplu, eu sunt foarte chill, așa. Cu ea n-am nicio treabă, ea n-are nicio vină, din punctul meu de vedere. Ea niciodată n-are nicio vină. Exact.
Dar el, în schimb... Exact, total de acord, total de acord. Pe bune? Da! Bărbatul trebuie omorât, da, nu da, femeia. Exact, da, da, da. Adică pe bune... Și ar deveni un nimic în fața mea. Cum s-a și întâmplat, de altfel, cu o relație. Da, nu știu, nu cred că mi s-a întâmplat vreodată să fiu înșelată, pentru că n-am avut niciodată o relație, dar... Ce trist, dar de ce? Pentru că... Nu știu, nu mă vrea nimeni. Chiar nu știu de ce. Bianca, de ce râde? Că știe că nu mă vrea nimeni. Hai zi, Bianca, unde greșește Mimi? Îmi aleg bărbații nepotriviți, întotdeauna. Ah. Eu, dacă mi-aș prinde iubitul cu alta, m-aș împrieteni super bine cu tipa aia. Și l-aș face să-și urască viața. Oh, ai fi surprins. Deci, am avut o relație în care am fost înșelată de foarte, foarte multe ori. Și acum sunt prietenă destul de bună cu trei foste, adică trei tipe cu care își ardea el în timp ce era cu mine. Wow, ești super tare, Cristian. Da, sunt puternică. Ce ai face dacă Kid ți-ar propune să fiți împreună? Oh. Nu știu, îmi place Kid, dar nu în felul ăla. Nu, n-aș vrea. Ca să hotărăsc dacă o să fiu într-o relație sau nu cu un bărbat, ar trebui să-l cunosc mult mai bine decât îl știu eu pe Kid. Ok, dar așa, gen, dacă ar fi acum Smash sau PES? Smash or PES? Cred că ești la Smash. Smash? Da. Ok, Kid. Ce-i face dacă ai avea noroc în dragoste? Ce-i face Mimi dacă ai avea noroc în dragoste? Spune-ne. Poate aș avea un iubit în sfârșit, cred că asta. Și da? Ce s-a întâmplat după aceea? Atât, că nu vreau să te-ar înșela. No, aș avea noroc în dragoste, nu m-ar înșela. De fapt, da, 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 corect. Ne-am iubit și atât, nu? Da. 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 Tu ce-ai face? Păi și eu. Dar eu am noroc în dragoste. Ah, nu. Tind să cred că am noroc în dragoste. Și acum dăm tu un ce-ai face dacă și o să-ți dau și eu unul ție. Ce-ai face dacă ți-ar propune cineva dintr-o altă țară să mergi să-l cunoști, un tip, și să bezi o cafea? Te-ai duce? Nu m-aș duce. Nu te-ai duce? Viața. Nu? Nu. Tu te-ai duce? Da, eu am fost odată. Și n-a ajuns la produs. Copii, nu urmați modelul Cristinei. Da, da, eram destul de rebelă. Dar el stătea în Viena și mi-a zis dacă vreau să mă duc să beau o cafea cu el. Și mi-a luat bilete de avion, gen am ajuns acolo pe la vreo 3. Și la ora 7 aveam bilet de întoarcere. Ah. Dar oricum făceam câte 40 de minute de la aeroport până în centru. Știu că am fost și eu. V-ați mai văzut? Nu. Nu ne-am mai văzut, nu. A fost ok, dar nu. Nu era genul meu, nu știu. Păcat. Acum puteți fi în Viena. Da. Dar nu, e ok. Sunt bine unde sunt acum. Presupun că în viața ta, Cristina, a existat în ultima perioadă o persoană care a însemnat mai mult decât celelalte persoane pentru tine. Un băiat. Da, da. Bun. Ce-i face dacă ar intra acum pe ușă? L-aș lua în brațe și l-aș pupa. Ce drăguț! Da. Eu doar aș zâmbi, cred. Aș zâmbi probabil toată ziua. Da? Da. Atât? Da. Și probabil că gen n-aș vorbi cu el. Păi probabil de-aia da, deci... în dragoste, că nu-i bagi în seama. Da! Deci tu l-ai ignorat pe bune? Adică doar ei? Nu l-aș ignora, probabil că aș încerca să vorbesc cu el, dar dacă m-aș duce spre el, ar fugi. Sau m-ar înjura? Nu m-ar înjura. Dar de ce? De ce crezi? Adică, da, am chiar... fost nesimțită cu el ultima dată. A. Da. True story? Da. Ok. Da. Asta e. Bun, după acest episod, cred că v-ați dat seama că Cristina are noroc în dragoste și eu nu. Nici o surpriză. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați, dați un like, dați subscribe și Cristinei, dați-mi și mie, apăsați și pe clopoțel. Hai să ajungem la 40.000 de like-uri și la acest video și dați-mi un share pe Facebook. Da. Dacă mai folosiți Facebook. Folosiți Facebook, spuneți-ne în comentarii. Și dacă nu, dar vă puteți să puneți la story și da. Să ne dați tag. Da.
Yep. Și să ne dați și follow pe Instagram. Yes, da, da. Numai ce am făcut 100.000 și sunt super happy. Și eu aproape am făcut 400.000. Și ne vedem data viitoare. Pa! Pa!